sunt Aladin în acest frumos proiect pe care l-am inițiat acum 8 luni la invitația Teatrului George Ciprian. Am compus un proiect foarte frumos unde am cooptat actori buzoieni care locuiesc în mod satonic în oraș și i-am adunat pe toți în acest proiect unde a fost un succes. Suntem la 35-a reprezentație, dacă nu mă înșel, plus minus una, sper să nu fac vreo greșeală. Am încercat să ridic cumva cu acest proiect, să ridic cumva vălul ăsta pe care l-au spectacole pentru copii, când te gândești că e ceva facil, ceva mai simpluț, și am încercat să ridic la rangul unor spectacole pentru adulți, de aceea l-am și denumit spectacol pentru întreaga familie, pentru că la un spectacol de acest gen, atât copilul cât și părintele plătește bilet și noi trebuie să le asigurăm nevoile culturale atât copiilor cât și adulților. Așa că am încercat să îmbinăm toate artele, să avem și corp ansamblu, dansuri coreografice, să avem și videoproiecții, să avem și costume, să avem și muzică originală. Am cooptat în jurul nostru o echipă de profesioniști care și-au făcut treaba foarte bine și își fac în continuare. Acum se pare că mi-era scris. Eu mereu am sperat, chiar de-a fost interzis. Drumul mi s-a schimbat și tot îmi par un paradis. Cum e să fii duh într-un spectacol pentru copii? Este foarte frumos. Te simți folositor, te simți, ești fericit când vezi cum reacționează copiii din sală, se bucură că te văd, se bucură că ești alături de ei, vin după spectacol să facă fotografii cu tine, te aplaudă, sunt triști când tu ești trist, pe scenă vorbesc, sunt vesel când tu ești vesel, este absolut minunat. Este ideal să joci într-o trupă în care ai numai prieteni, unde nu există discuții, într-un oraș în care ești iubit și ești bine primit și... Este absolut minunat. Toată lumea își dorește asta. Adică nu poate să zic că nimeni, vai ce supărat sunt pentru că joc într-un spectacol, joc într-un spectacol în care oamenii sunt prieteni. Vai! Nu, bineînțeles. Minunat. Tot timpul reacționează, tot timpul sunt atenți la ce greșești, dacă greșești și văd. Te taxează la orice mic pas făcut așa cu stângul, pe când publicul mare tace, comentează după ce iese din sală. Eu sunt un amator în această trupă minunată de profesioniști. M-au luat, m-au crescut, mă formează, mă aruncă în această junglă sau groapă cu lei, pardon, a teatrului. Sunt niște oameni minunați, ceea ce ați văzut voi astăzi aici înseamnă o echipă, înseamnă un proiect pus la punct în detaliu, implementat așa cum trebuie. Tot ce se întâmplă pe scenă e, cum să spun, o lecție, este e ceva educativ, adică sunt tot felul de pilde în piesa asta și nu numai în asta, ei mai joacă și în alte piese foarte bune, una dintre ele este Capra cu trei iezi. Sunt pilde, sunt lecții de viață pe care practic le transmit proiectele astea copiilor care vin la spectacol. Și mai e încă o chestie, spectacolele astea nu sunt numai pentru copii, sunt spectacole pentru toată familia. Copiii agrează genul ăsta de spectacole, părinții nu se plictisesc, deci asta am văzut-o și am mai spus-o de câteva ori. La spectacolul ăsta vezi foarte puțini părinți care se joacă pe telefon.